Evenimentul va debuta de la ora 10 cu Sfânta Liturghie, ce va fi oficiată la Biserica Ortodoxă din Bănișor, după care de la ora 13 va avea loc dezvelirea plăcii de aniversare a 800 de ani de la atestarea documentară a localității Bănișor, moment urmat de depunerea de coroane la Monumentul Eroilor. De asemenea, începând cu ora 15:30, în cadrul activităților culturale organizate cu ocazia acestui eveniment special, Biblioteca Județeană Sălaj, în colaborare cu Primăria și Biblioteca Publică Bănișor, vor prezenta un film intitulat Realitatea bănișoreană la 800 de ani de la existență. Tot cu această ocazie va avea loc și lansarea de carte Zori Întunecate, autor Artemiu Vanca, fiul al satului. Volumul este dedicat satului natal al autorului cu prilejul aniversării 800 de ani de atestare documentară. Seara se va încheia cu un spectacol susținut de ansamblu folcloric Meseșul al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, ansamblu folcloric Ausana, Bihor și alți invitați, spectacol urmat de un foc de artificii. Evenimentul este organizat de Consiliul Local Bănișor, Primăria Comunei Bănișor, Parohia Ortodoxă Bănișor, Asociația Fiii Satului Bănișor, Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Biblioteca Județeană Ioniță Șipione Bădescu Sălaj.